stat curs invitației noastre. În acest sfârșit de săptămână, polițiștii arceșeni au acționat împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru ca întreaga comunitate să se bucure în liniște și siguranță de sărbătoarea Rosariilor. În această perioadă, nu au fost înregistrate evenimente deosebite. Structurile de poliție rutieră au acționat pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate aproape 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 100.000 de lei, au fost reținute 50 de permise de conducere și au fost retrase 30 de certificate de înmatriculare. Un accent deosebit s-a pus pe partea preventivă, polițiștii de la prevenire, organizând o serie de activități informative educative, în special pentru prevenirea și combaterea consumului și deținerii de substanțe interzise. Aceste activități au fost realizate în colaborare cu reprezentanții Agenției Naționale Antidrog. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost organizată și desfășurată o acțiune de amploare, cu forțe mărite, la un club din localitatea Budeasa, unde au fost legitimate 130 de persoane și au fost depistate două persoane, asupra cărora au fost găsite substanțe susceptibile a avea efect psihoactiv. Polițiștii au fost și sunt prezenți în continuare cu precădere în zonele în care se organizează evenimente cultural-artistice, care angrenează un număr mare de participanți. Conducătorilor auto, care astăzi se vor întoarce din mini-vacanță, le transmite să respecte regimul legal de viteză, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să nu efectueze depășiri neregulamentare sau riscante, să nu uite de polițețea rutieră și să nu se urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice sau alte substanțe. Siguranța și protejarea cetățenilor reprezintă o prioritate pentru noi, așadar vom fi la datorie în continuare. Mulțumesc! Bună ziua! Efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au fost la datorie în acest weekend pentru gestionarea optimă a situațiilor de urgență produse la nivel județean. Astfel, echipajele de intervenție au acționat în 107 misiuni, iar cea mai recentă dintre acestea fiind un accident rutier produs astăzi, pe raza localității Babana, unde a fost necesară intervenția unui echipaj de descarcerare pentru extragerea a două persoane rămase blocate în autoturism. În urma acestui accident, autoturismul a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat. În urma evenimentului au rezultat două victime, de sex masculin și feminin, având vârstele de aproximativ 18-19 ani. Cele două victime au fost preluate de către echipajele medicale SMURT și transportate la spital pentru investigații medicale amănunțite. Totodată, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au acționat și la alte urgențe medicale, cum ar fi accidente rutiere, precum și două incendii, unul produs la o locuință din comuna Călinești și altul în localitatea Teiu la un transformator electric. Din fericire, niciunul dintre incidente nu s-au înregistrat cu probleme deosebite. Cele mai multe dintre misiuni au fost reprezentate de cazurile de natură medicală. Astfel, echipajele SMURT au fost solicitate și au acordat primul ajutor calificat în 84 de situații medicale. Și astăzi, 13 iunie, până la ora 22, județul Argeș se află sub atenționare cod galben pentru instabilitatea atmosferică temporară accentuată, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului și pe alocuri vijelii și grindină. Pentru protecția dumneavoastră, vă recomandăm să urmăriți prognozele meteo, să întrerupeți activitățile în aer liber, să vă adăpostiți în locuințe sau în alte spații care prezintă siguranță și să respectați îndrumările autorităților. În continuare, pompierii argeșeni rămân mobilizați 24 din 24 de ore pentru gestionarea operativă a eventualelor situații de urgență. Vă mulțumesc! Bună ziua! În acest sfârșit de săptămână, jandarmii au avut o prezență activă în cadrul dispozitivelor de ordine publică, dar și misiunile de bază și protecție la obiectivele din competența Inspectoratului de Jandarmi județean Argeș. Misiunile executate independent sau în cooperare cu structurile de poliție au rezultat aplicarea a 36 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora fiind de peste 6.000 de lei. Sancțiunile au fost aplicate în majoritate pentru fapte de tulburare a ordinii și liniștii publice, nerespectarea legislației privind pescuitul și acvacultura în habitatele piscicole naturale ale județului sau încălcarea legislației privind picnicul. În această dimineață, efectivele Inspectoratului au luat măsurile necesare pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la Mănăstirea Sănic din Comuna Ninoasa, unde au loc mai multe slujbe religioase pentru sfințirea bisericii. De asemenea, în cursul zilei de ieri, în urma unui apel 112, colegii noștri de la detașamentul 5, Curtea de Argeș, au intervenit în sprijinul unei familii din Craiova, care a rămas blocată cu mașina pe un drum forestier din comuna Sălătrucu. Colegii mei au intervenit cu ajutorul unui localnic
și unui tractor pentru deblocarea mașinii din de unde era împărmolită. Într-un final, mașina a fost pasă la un drum de unde poate să-și continue drumul în siguranță. În final, mulțumim tuturor celor care au înțeles să petreacă mult responsabil mini-vacanța de Rusalii și vă mulțumim pentru atenție.